Atragerea de fonduri europene reprezintă un mare atu pentru comunele din județul Mehedinți. Astfel, ieri primarii Ion Michescu, Marius Răescu și Jenică Cicic au semnat contracte de finanțare în valoare de 3,9 milioane de lei în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, alături de ei fiind deputatul Alin Chirilă și secretarul de stat Bogdan Simcea. Contractele au fost semnate pe componenta 10, Fondul Local, Reabilitarea Moderată a Clădirilor C pentru a îmbunătăți clădirile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale și se vor reabilita diverse clădiri administrative de la nivelul administrațiilor locale. Astfel, contractul pentru Malovăț are o valoare de 1,3 milioane de lei, cel de la Burila Mare 1,7 milioane de lei, iar cel de la Isferna 886.000 de lei. În ceea ce privește fondurile europene, județul Mehedinți, prin Consiliul Județean Mehedinți, a atras foarte multe fonduri europene menite să ducă la reabilitarea și modernizarea zonei. Aceștia reprezintă bani pe care trebuie să-i folosim pentru a îmbunătăți condițiile de trai și serviciile de care beneficiază locuitorii județului.